Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea, e bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi umple inima. Yeah.
Curată, Doamne,
Se aude o voce. Când mai puternic, când doar un ecou. Mireasa mea, mult nume și iată, curând eu voi veni din nou. Cuvintele ce ți le-am spus în taină, acolo în grădina Ghețimani, nu și-au pierdut puterea nicio clipă, ci-au rămas aceleași peste ani. Ți-am spus atunci când vremea de pe urmă, fără de legea se va înmulți, și în inimile celor nestatornici, sublima dragoste se va răci. Păcatul a ajuns azi o virtute, să fii curat și sfânt e demodat, lumea își alege idol ca modele, pe când pe mine în iesle m-a uitat. Sodoma și Gomora s-ar ascunde, s-ar rușina de ce se întâmplă azi. Dar tu păstrează-ți haina nepătată, veghează de pe stâncă să nu cazi. Mi-am dat viața ca să ai viață și sângele pe Golgota am vărsat și te doresc o gelozie sfântă, departe de întinare și păcat. Te vreau lumină într-o lume oarbă și sare într-o lume fără gust. Te vreau o călăuză pentru alții pe drumul mântuirii cel îngust. Când zorii mântuirii se arată și noaptea de păcate pe sfârșit, veghează în tăcere și așteaptă cu vasul plin și cugetul sfințit. Ajută azi pe cel ce-i nevoie, împarte spâinea ta cu cel sărac și în dragoste îmbracă pe orfanul ce stă la colț de stradă dezbrăcat. Adu-ți aminte de ale mele fapte când printre voi umblam ca pământean. Nu fi levit nici preot fără milă, ci fi și tu un bun samaritean. Eu știu că e greu ca să trăiești în lume și să-ți păstrezi credința ce ai primit, dar îți voi da putere în orice vreme să biruiești cum eu am biruit. Da, știu ce simți și văd a tale lacrimi, că sunt cu tine în fiecare pas și când ți-e greu, eu îți ridic povara, din brațul meu nici când am să te las. Am pus un înger să stea lângă tine atunci când treci prin valea de încercare, iar lacrimile cele verși, știi bine, le voi preface în mărgăritare. Vor încerca furtuni să te înspăimânte, lovind mereu cu răbioara ta, dar să privești spre Golgota, spre munte, și marea de încercare va tăcea. De-ai ști cum urlă valuri înspumate și cum cel rău pândește ca un leu, dar nu te teme, peste acestea toate veghează mâna mea de Dumnezeu. Iar într-o zi, când peste lumea întreagă o mare încercare va veni, pe brațul meu vei fi în siguranță, de marele necase o izbăvi. Pe nor de slavă voi veni spre tine și în văzduh apoi ne-am întâlnit. Și vom zbura spre zările senine, spre veșnicia care va veni. Uitate vor fi lacrimi și zospine, dureri și boli nici când nu vor mai fi, ci pace, fericire și iubire ne-or însoți în eterne bucurii. Amin. Yeah.
carte a Evanghelistului Marcu, capitolul 13, începând cu versul 28. Marcu, capitolul 13, începând cu versul 28. Luați învățătura de la smochin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, că nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat în altă țară care își lasă casa, dă robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșelor, sau dimineața. Temeți-vă, ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Iubiți frați și surori, suntem în seara asta și mulțumim lui Dumnezeu pentru că suntem în casa Lui. Este un mare har, este o mare binecuvântare și multe din valorile pe care noi le avem și ni se pare că e normal să le avem, sunt de fapt binecuvântări în mâna lui Dumnezeu. Aș vrea ca seara aceasta să fie o seară a cercetării, când Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Dacă mai este nevoie, o dată în plus, Dumnezeu vrea să ne amintească niște lucruri pe care le știm, dar care de multe ori, prin ceea ce facem, prin acțiunile noastre, prin modul nostru de abordare, parcă ne-am contrazice singuri. Și Domnul ne vorbește în seara aceasta nouă. A vorbit atunci celor din timpul lui, dar nouă, astăzi, Dumnezeu ne vorbește și cuvântul cheie este vegheați. Cei care au făcut armată știu cât de grea este vegherea. Știi cât de grea sau cât de greu este momentul când se îngână ziua cu noaptea și când o trebuie să stai treaz. Din punct de vedere spiritual, odată în plus, Domnul ne vorbește în seara aceasta că tot ceea ce vedem în jurul nostru sunt semnale din partea lui Dumnezeu că Iisus Hristos va reveni. Marea problemă, dragii mei, este că ne-am învățat cu aceste cuvinte, ne-am învățat cu aceste adevăruri, ne-am învățat cu ceea ce Dumnezeu ne vorbește, când într-un fel, când în altul, ne-am învățat cu cuvântul Maranata, ne-am învățat să spunem, da, eu sunt un copil al lui Dumnezeu și parcă atitudinea noastră, a mea și a voastră, este o atitudine de adormire. Este o atitudine de nepăsare, este o atitudine de a intra în rutină, este o atitudine de plafonare. Mă rog prea mult, citesc prea mult, merg prea mult la biserică și de multe ori, ceea ce pentru noi ar trebui să însemne cea mai mare binecuvântare, din păcate, devine o povară. Și cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta ne aduce aminte o dată în plus că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele lui Dumnezeu nu vor trece.
Odată în plus, ne îndreaptă Dumnezeu ochii spre exemplele pe care le avem în jurul nostru. Ce trebuie mai grăitor? Cum trebuie să ne vorbească Dumnezeu mai mult? Să ne dăm seama că revenirea Lui este iminentă și generația noastră, o spun cu tărie, cred că este generația răpirii. Parcă niciodată n-au fost semne atât de evidente. Parcă niciodată Dumnezeu nu a accelerat derularea evenimentelor. Frați și surori, cei care sunteți de seama mea, în momentul în care se vorbea despre aceste semne, se vorbea și le predicam că erau scrise în Scripturi, acum le vedem sub ochii noștri. Se vorbea despre un guvern mondial, părea ceva, va fi odată. Se vorbea despre moneda unică, se vorbea despre faptul că s-ar putea să nu poți cumpăra și să nu poți vinde. Se vorbea despre războaie, despre vești de războaie, se vorbea despre recesiune, se vorbea despre toate aceste lucruri. Astăzi le vedem cu ochii noștri. Întrebarea mea este, ce trebuie să fac eu în astfel de situații? Cuvântul lui Dumnezeu este clar, El nu trebuie tălmăcit, El doar trebuie respectat, El doar trebuie ascultat și El doar trebuie împlinit. Luați seama și vegheați, rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Amin. Nu știți nici îngerii din cer. Noi știm că El va reveni. Noi știm că El va face într-o zi ceea ce a promis. Mă rog din toată inima ca Domnul să ne ajute. Oameni buni, nu-i rău că muncim, nu-i rău că privim la ziua de mâine, nu-i rău că ne îngrijim de familiile noastre, nu-i rău că facem anumite lucruri, dar ce este rău? Este rău căci astăzi creștinii tot mai puțin vorbesc despre revenirea lui Hristos, tot mai puțin se pregătesc pentru revenirea lui Hristos, tot mai puțin parcă experiența de zi cu zi ne face să ne punem întrebări. Doamne, ne-am pierdut crezul? Ne-am pierdut direcția? Complicăm lucrurile? Facem filozofii? Știm multe? Dar trăim ca niște oameni care nu L-am aștepta pe Hristos. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu în seara aceasta să cerceteze inimile noastre. Mă rog din toată inima ca în seara aceasta să ne punem întrebarea la câteva lucruri. Tot în Marcu, în capitolul 12, cuvântul Domnului spune astfel: unii din cărturari care îl auziseră vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la El ca și L-a întrebat, care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iisus i-a răspuns, cea dintâi este aceasta, ascultă Israile, Domnul Dumnezeu nostru este un singur Domn, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi. Și a doua este următoarea, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Haideți să ne cercetăm în seara asta. N-aștept un răspuns. Este o provocare pentru mine și este o provocare pentru voi. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu tot ce este în tine.
Iisus Hristos să fie centrul vieții tale. Iisus Hristos să fie centrul bucuriei tale. Iisus Hristos să fie centrul preocupărilor tale. Și când îl vei căuta pe El, și când vei căuta slujirea Lui, și când vei căuta persoana Lui, și când vă voi identifica cu El, nu doar la cena Domnului, nu doar când vin în casa Lui Dumnezeu, atunci voi avea bucuria mântuirii. Atunci mă voi sili ca oricând să fiu găsit gata. Nu va veni Iisus Hristos duminica când îl așteptăm noi la biserică, nici când avem stăruință. Va veni în momentele în care nu ne așteptăm. În seara asta, provocarea pe care o lansez în mijlocul bisericii este să ne purtăm de așa manieră încât dragostea noastră pentru Dumnezeu să nu sărăcească. S-a săturat Dumnezeu de creștini formaliști. S-a săturat Dumnezeu de creștini nemotivați. S-a săturat Dumnezeu de rugăciunile noastre ușoare. S-a săturat Dumnezeu de lucrarea noastră de suprafață. Aș vrea să plângem înaintea Domnului. Aș vrea să bucim. Aș vrea să ne zdrobim, începând cu mine, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată ființa ta. Poate n-avem idol pe pereți, dar ne purtăm idolii în suflet. Seara asta mă rog din toată inima să avem un moment de plâns înaintea Domnului, să avem un moment de bocet înaintea Lui, să avem un moment în care să ne recunoaștem sinceri, frați și surori. Eu sunt primul care am nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să mă trezească. Dacă stau și pun alături timpul pe care îl pierd cu timpul în care sunt în rugăciune, dacă stau și mă gândesc la timpul pe care îl dedic altor lucruri și timpul pe care îl dedic slujirii lui Dumnezeu și slujirii oamenilor, îmi este rușine de mine. Și în seara asta vreau să plângem înaintea Domnului. În seara asta vrem să ne rugăm, Doamne, pune în noi din nou acel foc al pasiunii, acea dragoste. Fraților, noi nu venim la casa Domnului să fim văzuți de oameni sau să facem pontajul sau să ne plătească cineva. Noi venim că avem nevoie disperată de Dumnezeu. Aici ne îmbărbătăm, ne întărim, ne ridicăm din punct de vedere spiritual. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să ne punem întrebarea, îl mai iubim noi pe Dumnezeu din toată inima, în contextul cuvântului pe care l-am citit și a porunce Domnului Iisus, vegheați, vegheați, oare cine ne desparte pe noi de dragostea lui Dumnezeu, bogăția sau sărăcia, foametea sau belșugul? Sănătatea sau boala? Nu, frații mei, pe noi ne desparte de Dumnezeu o inimă desnădăjduită de rea și înșelătoare pe care o purtăm în corpurile acestea. În seara asta Dumnezeu are treabă cu inima noastră. În seara asta Dumnezeu vrea să ne curățăm din lăuntru nostru. Foarte ușor schimbăm o haină, foarte greu schimbăm o inimă, dacă nu lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Ne desparte inima noastră, ceea ce e în lăuntru nostru, ceea ce purtăm în noi, acela este mult mai periculos decât ceea ce se întâmplă în lume. Frați și surori, trăim vremuri grele, ne temem de prigoană, spunem că vine sfârșitul și o să avem probleme. Nu, problemele în primul rând sunt aici. Și în seara asta vrem să cerem vindecare din partea lui Dumnezeu, vindecarea inimii noastre, vindecarea sufletului nostru, vindecarea minții noastre, Duhul lui Dumnezeu să coboare peste noi în seara asta și să lucreze în mod deosebit în viața noastră. Și apoi a doua poruncă, și acestea sunt modalități de a ne cântări pe voi înși, vă încercați-vă, fraților, dacă sunteți în credință sau nu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine.
însuți. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Puneți-vă întrebarea, cât acordăm trupului nostru, cât acordăm casei noastre, cât acordăm familiei noastre, cât acordăm copiilor noștri, cât acordăm intereselor noastre, cât acordăm slujbei noastre, cât acordăm poziției noastre sociale, cât acordăm și, dacă vreți, puncte, și putem continua această cercetare. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată ființa ta, dar și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Toate lucrurile acestea, păcatul, invidia, judecățele, cântăririle, clevetirile, ne despart unii de alții, ne face să fim ca străini, egocentristul, totul în jurul meu, toate problemele mele sunt cele mai grave, eu sunt cel mai neînțeles de toți, eu sunt cel mai prigonit, eu sunt cel mai nebăgat în seamă, dar puneți întrebarea, fraților, ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi. Aici este cântărirea, exact pretențiile care le ai de la alții în ceea ce privește persoana ta, exact aceea din seara asta, încearcă și să încerc să fac semenului meu. Doamne, ajută-ne! Vegheați! Ce-i de făcut fiecare dintre noi în fața acestui tablou? Avem lucruri de îndreptat. În inima noastră încă mai sunt lucruri de condamnat. În administrarea timpului nostru încă avem lucruri de îndreptat. În relația noastră unii cu alții, în abordarea noastră, încă trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Ce-i de făcut? Pentru că suntem înaintea lui Dumnezeu. Îi spunea Pavel lui Timotei, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Cântărim noi vorbele noastre, de câte ori nu ne întâlnim și în loc să-L proslăvim pe Domnul, ne dăm la bârfă, la judecăți, la cuvinte fără de folos. Seara asta este seara în care Dumnezeu vrea să ne trezească. Seara asta este seara în care cuvântul lui Dumnezeu vine să tragă un semnal de alarmă. Cei ce se țin de aceste lucruri nu vor înainta în Hristos, nu vor înainta în apropierea de El, ci vor înainta tot mai mult în depărtare de Dumnezeu. Și apoi spune cuvântul Domnului, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Amin. Avem oare ceva să-i spunem Domnului? Oare mai avem lucruri pe care eu și tu, frații mei, nu vă vorbesc doar dumneavoastră? N-am venit în seara asta să dau cu bota, ci am venit în seara aceasta în fața unui cuvânt și a unui Dumnezeu sfânt, să-mi recunosc public neputința și să rog pe Dumnezeu ca să ajute neputinței noastre, așa cum spunea odată omului Dumnezeu. Vreți să plângem înaintea Domnului?
Vreți în fața acestor lucruri, acestei reveniri a lui Hristos, care este iminentă, ceasul lui Dumnezeu, parcă bate mai repede pentru mine și pentru tine, dar eu în seara aceasta sunt chemat de Dumnezeu să iau aminte, sunt chemat de Dumnezeu să mă apropii, sunt chemat de Dumnezeu să mă curăț. Într-o casă mare nu sunt numai vasă de aur și argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru întrebuințare de cinste, altele pentru întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună, slăvit să fie Domnul. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață în continuare cum, frații mei, aici nu-i vorba de a despica firul în patru ca să înțelegem. Aici lucrurile sunt clare, sunt simple, doar trebuie să le înțelegem și să le împlinim. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Pentru ca omului Dumnezeu, în primul rând, să fie desăvârșit și apoi să fie destoinic, gata de lucru, gata de luptă și gata pentru orice lucrare bună, slăvit să fie Domnul. Vrem în seara asta să ne rugăm, vrem în seara asta să plângem, vrem în seara asta să ne recunoaștem înaintea Domnului, vrem în seara asta să rugăm pe Duhul Sfânt să vină să amintească inimii noastre lucrurile pe care trebuie să le îndreptăm, ceea ce trebuie să scoatem din inima noastră și să dăm afară, ceea ce trebuie să punem acolo. Dacă cineva se curățește, poate să devină un vas de cinste, folositor stăpânului său și gata pentru orice lucrare bună, atunci entuziasmul, focul, dragostea de Dumnezeu, iubirea de oameni curg într-un mod natural. Nu trebuie să te chinui să iubești, nu trebuie să te chinui să slujești, nu trebuie să te chinui să vii la casa Domnului, atunci abia aștept, pentru că tu și eu am intrat în părtășie cu Domnul. Haideți să ne ridicăm cu toți înaintea Domnului. Haideți să ne rugăm din toată inima. Doamne, fă o transformare a vieții mele. Doamne, vreau să ar pentru Tine. Vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să vină în viața mea. Vreau să-mi întorc fața către Tine, Doamne. Vreau să Te iubesc cu tot sufletul meu. Vreau să iubesc pe frații mei. Doamne, n-am reușit, poate de multe ori, să arătăm lucrul acesta, dar vrem ca în seara aceasta Tu să faci transformare în viața mea, în viața familiei mele, în viața copiilor mei. Ne rugăm pentru toate familiile din biserică, ne rugăm pentru fiii pierduți, ne rugăm pentru ca dragostea noastră să fie turnată din belșug. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne curățim, să ne îmbogățim în El și prin cuvântul lui Dumnezeu să avem această renoire proaspătă, iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima și iubind semenii, măcar cum ne iubim pe noi. Amin. Ne rugăm. Duhul Tău ne călăuzește.
Ce este adevărul? A întrebat Pilat. Răspuns la întrebare, cum știți, nu i s-a dat, deși că era mare organ de cercetare și for de anchetat. Iisus este în anchetă cu mari dregători, dar taina lui secretă el nu o mai repete de 20 de ori. El a răspuns odată că este împărat și nu e proclamat de lumea vinovată. Dovada e confirmată prin faptul trist că, iată, ei toți l-au condamnat. El a venit de sus, și cu ce a spus Iisus, Caiafa nu-i de acord, iar clerul de la bord nu vrea să recunoască și să mărturisească un adevăr record. De ce sunt invidioși? Fiindcă-s mincinoși și trebuie să tacă, minciuna cu adevărul de-a purul nu se împacă. Iisus a fost trădat din ucenica lui, vândut și arestat, ajunse la Pilat, deși când n-a lezat vreun drept al nimănui, Pilat, ca dregător, își face meseria în interogator, ca șef de stat major, testează pe Mesia. Și când l-a ascultat, îi se zbârlește părul, el a rămas mirat, profund impresionat, și apoi a întrebat, ce este adevărul? Și aici, o taină adâncă, și parcă îl mănâncă furnici pe dregători, îl prinde un fior, respinge atentatul, el vede condamnatul cu mult superior. Prin felul cum vorbește, acesta depășește jurist și procuror. Un om așa cu minte ca cel ce stă înainte, el n-a mai întâlnit. Ce adevăruri sfinte dau ale lui cuvinte, de parcă-i președinte, un om deosebit. Ei, cum gândești, Pilate, să știi că ai dreptate, că în sfera labirintă Hristosul reprezintă superativa țintă. Caiafa lasă mintă cu întregul lui sobor, va confirma tribuna cu vechiul lor sistem, că a mai rămas doar una să biruie minciuna, un adevăr suprem. Dar li se ruinează și formele ostile, că aceasta nu durează mai mult decât 3 zile. Va confirma mormântul în care l-au pus, că a triumfat cuvântul, a înviat Iisus. Un adevăr nu cade, nu poate fi răpus, pe tron de aur șade, dărâmă baricade. Și acesta e Iisus. El astăzi se adresează cu drag la fiecare și acasă te vizează și aici la adunare. Ne cheamă voce blândă pe fiecare în parte, ca să scăpăm de o sândă, ca să scăpăm de moarte. Refuzul e regretabil și iremediabil. Evită-l, dragul meu, nu merge pe probabil. El e Fiul de Dumnezeu, în veci de veci cântă toți îngerii în cer. Aici, în Cartea Sfântă, e punctul de reper. Fă pasul în pocăință cât este cu putință, acum cât ești viu, la moarte e prea târziu. Nu află vreo ființă iertarea în sicriu. Dacă îl refuzi acum pe eul tău bazat, când îți cedează huma, vei plânge regretat. Când firul tău de ață s-a depânat pe tera, vei observa că în față ți-e pusă bariera. Vei fi cuprins de groază privind cu jale în sus, dar nu e o altă cale afară de Iisus. Cel ce te-a invitat cu multă insistență la veșnicul sabat, dar tu l-ai refuzat, l-ai desconsiderat și uneori distras de fire și păcat, ai râs de providență. Satan ți-a pus cătușa mândriei și acum el râde că tu, precum păpușa, nimic nu poți decide. Azi har mai ai, dar ușa curând se va închide. Hristos, ar face bine de vrei să spui pe căi străine am pribegit destul, că-ți nu cred că-ți convine ca în ziua în care vine să te declare nul, căci va fi rușine și lui atunci de tine, de un iubitor de sine, de un credincios fudul.
Prea mult ai fost departe, umblând pe căi deșarte, minții de forme moarte și obiceiuri seci. Dar azi, cu un har aparte, Hristos îți face parte să fii înscris în sfânta vieții carte și în cerul să petreci. Amin. Ce dar măreț e Iisus Salvatorul, e tot ce poate cerul să-mi dea. E bucurie și neprihănire, e o dragoste ce-mi